Bă, vă zic direct, vreau să facem un joc în Unreal Engine. Am mai avut noi o tentativă acum vreun an de zile, de a pica proiectul. Și cred că de data asta o să mă ajut și de tutoriale mult, că nu mai știu mai nimic să fac în el. Oprești și camera mea, ca să nu ne încurci acolo, poate vrea cineva să facă după mine. Cu toate că nu știu dacă poate să facă cineva ceva după mine, din moment ce nici eu nu pot să fac ceva după mine. Hai să vedem ce iese. Gata, am oprit camera, ca să se vadă tot acolo. Inițial nu voiam să filmez treaba asta, dar am și început, am făcut o insulă. Deja am probleme aici la apă, unde să unesc. Ca să vă faceți o idee despre cât de simplu e ce o să fac eu, stați să vă arăt ceva în Quixel Bridge imediat. Ca să vedeți și de ce sunt eu atât de supărat pe Ark Ascended și pe developerii de la Ark. Fiți atenți! De cât îi dai click, drag and drop. Nimic mai simplu, nimic mai simplu. Voi vedeți cum arată asta? Și căcaturile alea de pietre care sunt în aer, în gură, sunt puse așa în pui. Ce mă enervează pe mine la ei, că mai mult ca sigur ei au dat random generate și s-au spawnat pietre și foliage și toate mama dracu s-au spawnat random pe hartă și n-au intrat peste ele. Dar, dacă ne-ar respecta puțin, ar intra iar peste ele, pă, și le selectezi și le tragi în jos, mă. Le blenduiești aici, mă. Ah, avem o problemă. Deci, pentru cine vrea să facă treaba asta, hai să vă arăt cum să scăpați de problema asta, să nu mai trageți prin obiecte. Deci, îi dați pur și simplu click, să o selectați și intrați la static mesh aici, dați dublu click. Și după vi se deschide tabul ăsta, la coliziune dați auto convex și după aia măriți toate astea la maxim și dați apply. Și în momentul ăsta se creează coliziunea cu obiectul. Și după ce se termină treaba asta, liniile astea verzi sunt cele care te împiedică pe tine să treci prin obiect. Așa se formează coliziune. O poți mișca, poți face mai multe, mai puține, după cum vrei tu. După pur și simplu dăm save asset și când dăm play, vedem că nu mai trecem prin ea. Perfect. Bă, dar nu fac tutorial. Am zis că facem joc. Dar scoatem căcatul ăsta, că a fost doar așa de exemplu. Și vedem ce facem ca lumea. Bă, dar trebuie să ne alegem un loc unde să începem. Că n-aș vrea nici fix lângă apă, nici prea departe de aia. Să vă arăt în geometrie aici. Am descărcat eu deja un proiect. De fapt, nu-i proiect. Sunt niște asset-uri cu cliff-uri și mama dracu. Assembly, uite, boulders, cliffs, co-strokes, ground, mama dracu. Trebuie doar să așteptăm să prepare mesh-ul, ca cu arată ca dracu. Cu cât ai procesorul mai bun, cu atât mai bine la treaba asta. Bă! Arată mai bine decât ce e pe Ascended, să-mi bag p***a. Și poți să faci multe chestii cu el, poți să îi dai scale. Poți să-l muți unde vrei tu. Poți să faci o hartă întreagă doar cu ăsta, mă, îi dai doar duplicare. Și nici nu știi, deci nici nu vezi. Nu-ți dai seama unde s-a întâmplat coliziunea între ele. Și dacă mai faci unul între ele frumos așa, îl dai puțin mai în spate. Și schimbi mărimea. Bă, uite cât frumos! Uite cât frumos, bă! Coliziunea făcută cum trebuie. Uite la picioare, uitați-vă la picioare. Cum stă cu picioarele. C***a e, deci nu intri în textură ca pe Ark Ascended. Ce p***a mi-au făcut ăștia, eu nu înțeleg. Sunt toate au Nanite. Nanite overview. Toate sunt cu Nanite, uite, dovada. Toate sunt cu Nanite. Asta înseamnă că nu mănâncă deloc RAM. Nu mănâncă deloc memorie. Fiecare triunghi de ăsta, fiecare bucată de culoare, în funcție de distanța în care te afli tu, se randează. Bun. Dar ținând cont că astea n-au ce să caute aici, trebuie să duse lângă apă. Hai totuși să începem lângă apă. Să ne facem niște cliffs. Dar trebuie să ne punem noi undeva un manechin ca și referință. Ne facem un golf ăsta aici. Aici facem, bă. Un tutorial pe net, că nu mai știu cum dracu să făcea manechinul să-l pun aici static. De fapt, stai așa, mă, că trebuia să avem aici, la content, la... Ah, manechin! Characters... mesh... Așa, mă. Și pur și simplu punem aici. Ce dracu? Atât de mare e harta, mă? Bă, cât de mare am făcut-o! Păi atunci să-l punem mai aproape de apă. Ia uite.
Sunt developer de la Arc Ascended acum. Hai să-i punem și o prietenă lângă, mă. Să se țină și de mână. No, am zis să se țină de mână. Unde era, mă, snipping-ul? Snip size 1. Pe mine nu mă faceți, bă. Gata jocul, hai să ne jucăm. Nu mă glumeam. Hai să punem din cliffs și să vedem ce avem aici. O să trească să-l lăsăm să-și facă shading-ul. Dar după, dacă îi dăm duplicare, nu o să mai stea să le fac. Bă, partea cea mai grea o să fie să creez eu un material de la format din 5 materiale, pentru cine înțelege ce spun, ca să colorez terenul de sub noi. Să facem aici să fie, fiind plajă, să fac nisip. Aici o să fac niște munți, niște căcaturi pe aici și o să trebuiască să avem iarbă, poteci prin păduri și de-astea, că vreau să fac jocul mare. Bă, e imens, e imensă harta, uitați-vă și voi. Uitați-vă și voi unde eram. Și cât de mare e. Hai înapoi. Nu hide, nu hide. F, G, ce dracu dădeam ca să ajung la el? G, nu G. F, F, așa. Hai mă, că încet, încet îmi aduc aminte. Dacă folosești engine-ul ăsta și ești foarte departe sau te rătăcești pe harta ta, decât îți cauți aici, îți cauți manichinul și apeși F și te duce fix la el. De la find, era logic, dă, și eu apăsam pe G. În fine, hai că s-a randat ăsta, îl verificăm. Uite, vezi, vezi, verificăm, nu ca ăștia pe sendic, bă. Stai să dăm snipping-ul aici, 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 aici. Să deblocăm asta, perfect. Uite ce smooth e acum. Renunțăm la o parte din el. Poate și la partea asta, că nu-mi place. Atât, pietricica asta poate să rămână. Aici e bine. E bine, e bine, e bine. Duplicare. Mărim size-ul. Hei, mărim size-ul, am zis. Îl facem așa, cu... și îl mutăm în apă. Cât să avem formațiunea asta aici. Bă, ce-mi place cum arată. Aici, cred că o să vin eu cu terenul propriu. O să fac eu să bag terenul sub el, ca să rămână tot. Să rămână așa. Dar dacă îi mai dau o duplicare ăstuia și fac scale-ul mai mic, 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 așa... Nu vreți să știți cât de mult îmi lua mie să fac treaba asta înainte să folosesc tastatura cu toate căcaturile astea, ăsta, să-l folosesc eu pe rapid. Că stăteam și căutam pe aici, cum fac, cum dau. Mare așa și mic așa. Deci vouă, dacă nu vă place, la voi e problema, bă, nu la mine. Uite-l cum arată, uite-l cum arată, cois. Hai să le folosim și pe restul. Hai să se randeze prima dată. O să fac eu episodul ăsta super scurt, ca să-l vedeți și voi, ăștia 14 oameni care mă urmăriți și care sunteți activi în comentarii. Și după o să vreau să fac live. S-ar putea chiar în seara asta, dacă pun clipul acum, să fac live. Și dacă aveți ceva de spus la, să adăugăm sau să scoatem sau căcaturi, unde să punem o stâncă, un copac cu aia, o să stau cu voi și o să facem împreună jocul ăsta. Cel puțin harta, că mecanicile jocului sunt al dracu de greu de făcut, să-mi bag p***ele. La alea chiar o să stau mult pe tutoriale. Dar să faci harta, mie mi se pare super simplu. Bă, dacă cu I9 ți-a atât de mult pentru un de-asta. În fine, ușor, ușor, l-a editat, nici nu o să se simtă. Hai să vedem ce am făcut aici. Hai să-l aducem pe mal. Uuu, e frumos. Uuu, e frumos, rău. Bă, ce-mi place, hai să-l răsucim. O să ridic aici terenul până pe margine și nu o să fie o problemă. Dar bă, ăsta e frumos, rău. Îl facem mai mare. Bă, ești prost la cap cât de mare poți să-l faci. Și lumina asta, cois. Putem să le schimbăm și culoarea puțin. Dar nu e nevoie. Hai că l-am învârtit puțin și l-am rezolvat. Îl mai dăm foarte puțin în jos, că nu-mi place piatra asta aici.
Cu toate că, bă, calci pe ea. Deci nu cred, o lăsăm. Doar pentru că poți să calci pe ea, o lăsăm. O să punem noi ceva folici pe lângă, niște pietricele, niște alea și o facem ca lumea. Hei, ce faceți aici? Dragostea noastră va învinge Matilda. Du-te, mă, în b-a mea. 1 hour later. Uitați-vă la procesorul meu cum stă, cu e. Uitați-vă la procesor cum stă când face meșurile astea. E destul de călduță și placa video, dar trebuie să ai minim 30 giga RAM ca să poți să miști ceva în ăsta, să și filmezi cum filmezi eu și căcat. Dar fără un procesor bunicel, nu cred că ai ce să cauți în programul ăsta. Da, mă revin peste 2 zile când se încarcă ăsta. În sfârșit, după 2 zile bune, s-a făcut și el, nu? Bă, da, a meritat așteptarea. Ăsta e clar de la început de aici. Cam așa. Sau, pentru că noi vrem calitate, nu cantitate, îți dai eu niște șrincuială. Eu, nu, că-i dă stretch urât. Și te-am blenduit cu ăsta, nu vine să cred. Stai, ce se întâmplă? Ăsta n-are ce să caute. Ba da, are ce să caute. Impostor, uite-l cum stă aici. Dar știi ce-i fac? Nu mă uite pe mine un joc, mă, fiți atenți, îi fac ăsta. Duplicare. Îți dau și skill puțin, treaba ta. Stai, scuze, n-am vrut să fac aia. Asta am vrut să fac. Îți dau puțin skill. Îți dau iară. Puțin așa. Cât să nu mă încurci aici. Și nu mă încurci. Acum nu mă mai încurci nici aici. Bun. Și îți mai dau încă o duplicare. Și te duc aici. Mamă, ce-am făcut aici? De ce nu mi-a zis că am făcut asta aici? Nu-i bună idee. Trebuie să le acoperim cu altceva. Bine, partea asta poate să rămână acum. Nu rămâne așa. Rămâne partea asta aici, așa. Și arată bine și sub apă acum. Uite bă, deci mor, uite cât de bine poate să stea cu piciorul peste textură, deci nu cade prin textură ca în Arca Sandit. Și ei l-au folosit, deci ei au folosit programul ăsta, dar nu l-au folosit la capacitatea lui maximă, nici măcar la aia minimă, ce dracu, eu nici nu știu să-l folosesc cum trebuie și uite și tu, uite și tu cât de simplu e. Ca să nu mai zic că mă cațăr mai bine decât în Arca Sandit pe astea. În fine, pe ăsta vreau să-l facem doar deocamdată, doar de design, pe fundal. Deci cu ăla n-avem treabă să fie pus cum trebuie neapărat, că o să dispară, dar îl punem noi acum de design doar, așa. Ăla e, mai, hai să vedem. Da, frumos. Începe să prindă formă. Cei 3-4. Și merge bine. Avem și motion blur ăsta, o să-l scot eu. Să nu mai zic că avem volumetric cloud system. Exact ca pe Arca Sandit. Pă, problema e că mie nu-mi place cum se vede căcatul ăsta aici. Intrarea. Așa că o să dau videoclipul pe repede înainte, pentru voi. Și eu o să stau vreo oră întreagă pe aici. Bă, cam așa rămâne. Dar restul mă ocup eu când modific terenul. Ca astea nu trebuie să intre neapărat în textură. Pot să ridic eu textura peste ele. Asta cu timpul.
O să vreau acum să fac în așa fel încât toate pietrele care sunt pe lângă apă să prindă efectul ăla de umed. Așa că selectăm orice asset de aici și mergem la materiale și uite cum ne păcălește aici. Nodul ăsta nu e conectat aici, chiar dacă pare. Vedeți? Avea terminal aici și noi trebuie doar să îl cuplăm aici, să-i f***em un save, ieșim frumos de aici și acum materialele noastre acționează la apă. Uite, dacă îl ridici, dispare. Vezi? Și arată cum ar trebui să arate o bucată de piatră care stă non-stop în apă. Bine, nu și astea. O să trebuiască să schimb puțin nivelul, să-l dau mai jos, să văd cum reușesc să fac treaba asta. Dar hei, este un improvement ăsta. Ia-i să vedem cum se schimbă în funcție de soare. Control L. Mamă, cât de beznă-i noaptea. N-am niciun strop de lumină noaptea. Gata, ăsta-i thumbnail-ul. Hai să băgăm o cameră ca să facem un pic de cinematic. Pentru asta avem nevoie să intrăm aici. Pentru cinematic intrăm fix la cinematic și facem un nou actor. Ia uite-l. Și acum facem treaba asta ca să vă arăt cum funcționează. Uite. Și o să facem un cinematic, bine, nu așa, dar ca să vă faceți o idee. Cât de simplu e să faci animații acum, dacă stai să te gândești. Bine, nu până aici. În niciun caz aici. Că deja e film cu negri. Nu-mi da cancel YouTube, glumeam. Ăla e, mă. Bă, aveți răbdare, că vă promit că este joc la final. Dar la final, după ce intrați și voi pe live-uri și o să-mi ziceți ce mai vreți să fac în el, o să iasă joc. O să iasă mai mult ca sigur. Că știu să fac și meniu, știu să dau drumul și la multiplayer. Deci nu e greu. Bine, știam. Să văd dacă mai știu. Niște iarbă de mare, niște alge. Luăm, uite pe ăsta. Ăsta mi se pare că arată ok, dar e nenite, nu e nenite. N-avem nenite. E de înțeles că până la urmă e iarbă de mare, nu e altceva. Îi f***am un ad ca să vedem unde e. 3D plants. Bine, facem așa superficial deocamdată. Mai aici, perfect. A intrat Exmalor live. Hai să-l salutăm și continuăm după repede. Like, ca întotdeauna. Bună, Tizo. L-am salutat, ne-a salutat, ne-am cam făcut treaba. Nu pot stau azi că mai am de făcut joc, dar apare în episod. Bine, bine, ar fi și cazul. Gata. Și acum astea sunt afectate de vânt. Am putea noi să le dăm pe toate. Mai ales pe astea, astea sigur o să trebuiască să le dăm. Dar e bine că avem mișcare afară puțină. Ne-am amintit și cum dracu să facem să fie astea. O să ne trebuiască când o să punem copaci și păduri pe aici, că nu îi lăsăm să stea așa. Stai, să stea așa ca iarba asta. Cam așa arată jocul până acum. Eu după ce o să opresc videoclipul ăsta o să mai lucrez la cei pe lângă, să mai modific căcaturile astea mărunte, dar deocamdată arată cam așa. O să vreau să fie ceva survival, dar dacă nu reușesc să-l fac survival, măcar fac ceva pe modul hide and seek, să ascund eu pe toată harta niște cufere, ceva, și dacă intrați voi, că o să vă dau acces la server multiplayer și după ce intrați voi, cine găsește cufărul, primește iar un giveaway ceva. Că la clipul trecut cu giveaway n-ați făcut 50 de like-uri ca să vă dau tricou. Măcar așa găsiți un cufăr și l-ați luat. Ce să zic? Să ne vedem pe live. Hai! Peace!